Thank you.
Banu. Eu te filmez? Am crezut că-mi face o poză. Aici avem tiroliana taberei. Edi este voluntarul de astăzi. Că sunt la știri. Și acolo avem voluntari, dar sunt în spate. Adică, cum se spune, la scenă, în culise. Revenim mai târziu cu noi informații. O să oprești. Mira, o părere. Cum a fost? Am zis să mă duc în copac. O bune. Și te-ai dus? Și m-am dus, uite. Chiar m-am dus. Deci mai da? N-am apucat să mă bucur, Maxim. M-aș mai da, dar nu știu de ce. Eu m-am dus în copac. Ce e?
5 minute la careu! Îți mulțumesc că tu întotdeauna ai fost credincios făgăduințelor tale. Și m-ai chemat din Ur, din Haldeea. Ți-am ascultat glasul și am ajuns până în țara aceasta. Îți mulțumesc, Tată, pentru că mi-ai purtat de grijă în fiecare zi și familiei mele. Și am prosperat în țara aceasta în care m-ai adus. Îți mulțumesc că, deși nu mai speram, mi-ai dat un fiu la bătrânețe. După ce l-am așteptat atâta timp și mi l-ai făgăduit de atâtea ori, mi l-ai dat ca să mă bucur de el, eu și Sara. Și Tată, deși nu mi-a venit să cred și mi-a fost greu, pe acest unic fiu pe care l-am iubit de atât de mult, tu mi l-ai cerut ca jertfă. Am ascultat porunca ta, știind că îl voi avea înapoi. Și iată, Doamne, Tu mi l-ai dat înapoi, l-ai ridicat ca din morți și mi-ai trimis acest berbec înlocuitor ca să-l aduc ca jertfă. Cum, Doamne, ca dar de mulțumire, ca ardere de tot,
în locul fiului meu, Isaac. Aduc jertfă acest berbec. Și pentru că vreau să-ți mulțumesc pentru tot ce mi-ai dăruit și pentru fiul meu, te rog, Doamne, aprinde focul pe acest altar. Trimite foc să fie mistuită această ardere de tot spre slava ta. Amin.